Bună seara, stimați telespectatori, sunt Denis Rifai, începe emisiunea 40 de întrebări, iată regulile emisiunii. Îi voi adresa invitatului meu 40 de întrebări. Pentru fiecare întrebare va avea 2 minute să răspundă, dacă îi mai rămână timp, iar eu consider că este necesar, invitatul poate folosi timpul rămas pentru a răspunde la celelalte întrebări. De asemenea, invitatul meu are dreptul să refuze să răspundă. Să începem, l-am alături de mine în această seară pe comediantul Doru Octavian Dumitru. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Bine mă simt că m-ați invitat. Mulțumesc. Sunteți Doru Octavian Dumitru, așadar nu aveți nevoie de nicio prezentare. Invitat la un podcast, v-ați amuzat pe seama emoțiilor pe care anunțul urmează întrebarea le-a produs de-a lungul timpului celor care s-au așezat pe scaunul pe care astăzi stați dumneavoastră. Vă citesc. Denis Rifai e turcoaică. Ea nu știe cum e turcul și pistolul. Trage și la revedere, se duce timpul. Aoleu, am făcut în șalvari. Ce pot eu să vă spun este că nu sunt turcoaică, iar șalvarii nu fac obiectul celor 40 de întrebări. Prin urmare, sunteți destul de speriat ca să începem? Foarte speriat. Bine, să începem. Vă citez. La început mă chema Doru Dumitru. Apoi a mai apărut cineva, Doru Dumitru pe la Focșani, iar tata mi-a zis, bă da, numele tău e Doru Octavian Dumitru. Altcineva mi-a spus, nu pune numele ăsta că e prea lung. Nu vezi că se poartă astea scurte, Jean, Nae, Stella, Arșinel? Ați mers împotriva curentului și ați rămas uluit la un moment dat când ați auzit lumea pe litoral spunând că vrea să-l vadă pe Doru Octavian Dumitru. Astăzi, prescurtările și emoticoanele sunt o modă pe rețelele de socializare, iar mesajele text arată ca niște coduri folosite de spioni. V-ați aliniat și dumneavoastră trendului și v-ați folosit inițialele pe afișele spectacolelor. Vreau să știu dacă economia de cuvinte și abuzul de litere sunt o sursă de inspirație pentru dumneavoastră. Urmează întrebarea. Cum mă fă D-O-D? Bănuiesc că e cum fu. Care are și o categorie, niște conotații japoneze. Vorbim acum despre plaiul nostru, că japonezii au venit în spațiul mioritic ceva mai târziu, după anul 200, când samurai deja s-au gândit să samurească prin România. Pe vremea aceea cnezate voivodă. Ideea de... Practic sunt două întrebări despre în ce m-ați întrebat. Asta a fost prezentarea. Și acum urmează răspunsul. Nu am dat mare importanță de la început. Am rămas același insignifiant în fața mea. Sunt până la urmă un insignifiant și mă consider un insignifiant. Mă interesează persoana de pe scenă. Într-adevăr, există surse de inspirație și din ceea ce spun. E foarte interesant să spun ceva și apoi să mă inspir eu de la mine. Ceea ce înseamnă că ăla e un material original. Vis-a-vis de Dod, da, mi s-a părut o formulă scurtă și ușor de pronunțat. Dod. Ce este Dod, de fapt? DOD este Department of Defense. Mulțumesc, mergem mai departe. V-ați născut pe 11 iunie 1956 la Arad, iar despre momentul venirii pe lume ați spus așa. Cred că atunci s-a nimerit ca râsul să treacă pe acolo. Nu am ales eu umorul, m-a ales el pe mine. În plus, noi cei născuți în zodia Gemeni avem chestia asta. Avem doi oameni în noi permanent. E unul care vorbește și simți nevoia să-i dai o replică. Poate acesta este și motivul pentru care nu ați avut un partener pe scenă, ci ați ales să vă construiți o carieră de one
one-man show. Despre dinamica din cuplurile de umor ați spus astfel. Regula din cuplurile de comedie este eu sunt partenerul, el este comicul, deci eu-s prost. Dacă nu-s prost, nu iese treaba. Eu îl servesc ca el să umfle. Nu pot două guri să umfle un balon. Este evident că un partener ajută și poate, dacă ați fi avut unul, ați fi trecut mai ușor peste momentele de la începutul spectacolelor în care vă blocați și vi se șterge totul din minte. Urmează întrebarea. De ce nu ați împărțit scena cu un partener? Timpul curge. Eu scriu și datorită faptului ca să existe o egalitate între noi, în sensul că există acolo mult material scris, iar eu mă bazez pe ce scriu eu și pe ce... Aici există viața dumneavoastră. Acolo există viața mea și aici există viața mea de mai departe. Este complicat când în tine există o mulțime de personaje să ai partener. Eu am plecat pe ideea de om singur pe scenă, interpret de comedie, datorită copilăriei mele. Am fost un exuberant în ceea ce privește discuțiile spontane. De pe stradă, de... N-am avut partener și datorită faptului că am foarte multe în cap. Și în momentul în care am foarte multe în cap, e o uzină care lucrează pentru mine, în spatele meu. Permanent. Și atunci îmi dă. Șeful, ia vezi, astea sunt. Prelucrează piesa asta în timp ce vorbesc. Și ele vin. Și sunt piese care se și vine... și să faci un puzzle. Și atunci m-am gândit, cel mai bun lucru ar fi să fiu singur și să-ți fac singur ale mele ca să nu mă întrerupă nimeni și cel care îmi ridică la plasă sunt tot eu. Așa-i mă? Ăsta e celălalt care e lângă mine. Bine. Mulțumesc. Continuăm. În ciuda faptului că erați un copil timid și rușinos ca o fată, la 4 ani vă cățărați pe un scaun la grădiniță și vrăjați cu baliverne inventate pe loc atât copiii cât și educatoarele, ba chiar și părinții care, veniți să își iau odrasele acasă, nu se mai îndurau să plece. Același spirit plin de viață vă caracterizează și astăzi. Pe scenă, dar și în timpul interviurilor, pe care le transformați în adevărate show-uri, sunteți vesel, energic și nu păreți să puteți sta nici o clipă locului. Vreau să știu cum sunteți în viața reală. Urmează întrebarea. Este comedia antidotul dumneavoastră pentru timiditate? Foarte bună întrebare. Am citit undeva că se spune, foarte bună întrebare, ceea ce ar putea să încurajeze pe cel din față sau pe cel din lateral, că noi avem de fapt aici mai mulți care întreabă. Este o atmosferă de întrebare aici în studio. Iar superba noastră gazdă, să zice host, dar sună aiurea în limba română, hoastă. Nu poți să-i spui asta, că host și femininul. Cum sunteți în realitate? Am înțeles întrebări. Dacă v-aș spune că sunt ăsta care sunt acum, nu v-aș minți. Da, sunt un om care mă formatez și mă reformatez singur, datorită faptului că am o anumită înțelegere vis-a-vis de lume și de ce se întâmplă în jurul meu. Viața reală. E complicat de definit viața reală. Asta a fost întrebarea dinaintea întrebării, de fapt. Aș fi curioasă să știu. Da, comedia. Comedia nu este un loc unde eu mă ascund. Comedia sunt eu. Ea e aici, e peste tot. E cu mine. Doar îmi spune, oh, nu m-ai văzut? Eram lângă tine. Și atunci
mă joc în spațiul ăsta. E un loc de joacă extraordinar de frumos, care se numește comedie. Pentru alții se numește altfel. Cei care au absolvit ASEU, de exemplu, secția și limba arabă, că de fapt așa am și vrut să încep cu un coronare, au și ei comedie în ei. Mai ales ASEU a avut totdeauna comedie, dar comedia rămâne viața mea. Mulțumesc. Continuăm. Ați povestit că vă plăcea să urmăriți împreună cu tata serialul dumneavoastră preferat, Columbo. Uneori însă, tata vă strica plăcerea de a-l vedea în acțiune pe celebrul detectiv cu parpalac și trabuc în mână, interpretat de Peter Falk. Părintele dumneavoastră, fost polițist cu experiență și cu studii în criminalistică, vă atrăgea atenția asupra indiciilor și chiar vă dezvăluia în avans identitatea criminalului. Chiar dacă era de cele mai multe ori spoiler în privința serialului de televiziune, influența tatălui a fost evidentă de vreme ce prima carte pe care ați deschis-o a fost criminalistica. Vă citez. La 6 ani eu știam balistica. Cum poți să depistezi urme? Cum iau câinii urma? Care sunt calibrele de pistol? La 7 ani am avut pistol pe colțul mesei. Vreau să știu dacă v-ați gândit vreodată să vă urmați tatăl în carieră. Urmează întrebarea. Care este gluma dumneavoastră preferată cu polițiștii? Acum ce facem? Răspundem pe bune sau... Cum facem? Răspund. Da. Columbo n-a fost serialul meu preferat, dar mă uitam într-adevăr și tata fiind în domeniu să uita și el ca să-mi strice cheful mie de la serial. Nu am chemarea tatălui. Pe semnul că dacă l-aș fi cunoscut pe Jack London, m-aș fi comportat tatăl. El a avut un titlu, chemarea. Și atunci, da, ar părea că tatăl meu ar fi fost un fel de copoi. Și normal că ce iese din copoi, tot un papi, un copoțel, copoițel, ca să fie diminutivul, să alind copoiul. N-am avut. Pistolul a fost pe masă pentru că tata lucra în poliție și l-a lăsat pe masă. De asta a fost, nu că aveam pistolul eu pe masă. Avea pistol pe masă, da. Ce curaj aveți să stați cu mine la masă și să-mi puneți întrebări, că știți că sunt un... Da, ce m-a pasionat cel mai tare a fost amprentele. Întotdeauna m-au pasionat amprentele. Și din cauza asta sunt atent la amprentă vocală, la amprentă de mângâiere. V-ați gândit vreodată să îl urmați pe tata în meserie? Eu am văzut că am răspuns, da, mă rog, o iau de la cap. Deci nu am simțit nevoia să fiu cățelușul care să urmeze câinele, copoiul. Și nu, n-am avut nicio... Bine, nu, cea mai bună glumă cu polițiști? Glumele e complicat pentru că le-aș pune într-o situație greșită pe celelalte. Le-aș spune, cum mi-aș spune celelalte glume? Există o glumă mai bună decât noi? Toate glumele sunt bune. Mulțumesc. Continuăm. Vă citez. Părinții au considerat că numai un liceu industrial și o facultate tehnică mai pot să vindece un împrăștiat și un aiurit ca mine. Le-ați îndeplinit dorința și ați intrat la Facultatea de Instalații din București, dar nu v-a plăcut deloc și astfel ați fost un client fidel al RR-urilor, adică al reexaminărilor. Ați povestit cu mult umor cum, în anul 2 de facultate, în ciuda faptului că nu erați deloc pregătit, profesorul Iordache s-a îndurat să vă treacă, ba chiar v-a dat un nesperat 6, doar pentru că remarcase că ați stat în sala de examen 8 ore, timp în care el examinase 3 serii de studenți. Ați mărturisit că singura lui condiție a fost promisiunea dumneavoastră că dacă veți ajunge vreodată inginer, să nu spuneți nimănui că ați fost elevul lui. V-a ținut cu succes departe de inginerie și pentru că sunteți un remarcabil imitator, aș vrea să îl imitați pe generosul dumneavoastră profesor ca să-mi răspundeți. Urmează întrebarea. Ce face inginerul Doru Octavian Dumitru când îi se sparge țeava? Mai întâi să satisfacem curiozitatea gazdei noastre. Profesorul Iordache obișnuia să vorbească
dacă există cineva care ți-ar pune întrebarea, continui sau nu continui meseria de inginer, mi-ar plăcea ca răspunsul dumneavoastră să fie nu, categoric. Asta ar fi oarecum o formă de respect la adresa mea, care aș deveni inexistent în viața dumneavoastră că v-am predat acest curs. În ochii domnului profesor, categoric, eram un om care n-avea ce căuta acolo, clar. Eram foarte sincer, în sensul că dacă doream să-i dau un răspuns la o întrebare tehnică, era dorința mea să vedea. Dar nu ieșea niciun răspuns. Și el n-a fost unul din profesorii care să mă ajute. A fost profesori care m-au ajutat. Îmi dădeau ei răspunsul. Haide mai zi. Uite, asta este. Ce faceți niciodată când mi se sparge țeava? Asta am să spun. Niciodată nu mi s-a spart țeava. Băi, sunt cu asta în față și nici nu sunt atenă. Țeava. Vă ajută scrisul? Mă ajută la foarte mult. Eu îmi fac un spectacol aici. Nu mi se sparge țeava. Bine, am notat, mulțumesc, continuăm, vă citez. În mine se ascundeau un uriaș și un pitic. Uriașul, cu minte, domol, a făcut facultatea de instalații. Piticul dorea mai mult, avea idealuri nebunii. Piticul l-a stăpat pe uriaș și m-a împins spre umor. Eforturile piticului nu au fost în zadar, dacă ne gândim că de peste 40 de ani vă câștigați existența făcându-i pe cei din jur să râdă. Vreau să știu dacă de-a lungul anilor au fost momente când piticul a avut nevoie de întăriri, dar și câtă nebunie îți trebuie ca să reziști în showbiz. Urmează întrebarea. Câți pitici aveți pe creier? Da. Frumoasă întrebare. Să lămurim dacă poți să reziști în showbiz și ce anume câtă nebunie, nebunie trebuie să și dacă trebuie să existe nebunie, determinare, hotărâre și până la urmă este vedeți dumneavoastră, e cum vrea Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu ți-a dat ceva, trebuie să fii atât de înțelept de mic să înțelegi că aia trebuie să faci. Altfel, te trezești că iei un alt personaj care nu ți s-a dat ție. Eu aveam și o glumă în sensul ăsta, spuneam, ajunge pe lumea cealaltă cineva și s-aude o voce. Spune-mi și mie, unde am greșit? Da, Doamne, ce să... Toată viața ai vrut să fii șoim, leu, tigru, pasăre, pește. Unde am greșit cu tine că eu te-am făcut om? Ei, asta e o mare problemă, să rămânem oameni. Pitici, despre piticii despre care vorbeați, răspunsul ar fi simplu. Piticii există pe la Spitalul Nou. Sunt foarte mulți pitici care sar pe garduri. Când o să treceți cu mașina pe lângă Spitalul Nou, o să auziți... Sunt mulți pitici care sar pe garduri. Noi spunem că piticii în viața noastră ar fi atunci când noi facem câte ceva așa mai trăznit. Vă dau timp. Piticul meu e ok. Bine, mulțumesc. Continuăm. La grădiniță erați puștul ale cărui povești inventate amuzau pe toată lumea. Hohote de râs s-a stârnit și în clasa a 8-a în rolul domnului Goe, dar și în rolurile primite ca elev al Școlii Populare de Artă. Mai târziu, festivalurile de umor, unde obțineați întotdeauna premiul întâi, au reprezentat partea frumoasă a studenției, deoarece meseria de inginer nu vă atrăgea deloc. Ați spus așa: nici nu apucasem să termin facultatea, că mă și gândeam să renunț la a practica meseria. Totuși, 3 ani am fost nevoit să îmi fac stagiatura.
ați fost repartizat la un trust de construcții din Bacău, iar propunerea directorului de acolo v-a bucurat nespus, vă citez. Mi-a zis că are ingineri o mulțime, dar unul care să facă o brigadă bună, n-are. M-a angajat pe mine și am luat locul întâi pe țară. Urmează întrebarea. Ați fost vreodată pe locul 2? Da, întotdeauna am fost pe locul 2. Cei care mi-au dat locul 1 au greșit. Pentru că din moment ce există data tristețe că cel de pe locul 2 n-a luat locul 1, însă sunt un competitiv. Și atunci ideea de locul 1 era mai mult de... îmi plăcea că am reușit să mă duc în sus în competiție. Mi-am dorit totdeauna să văd cât pot mai mult și mai mult și mai mult. Și la un moment dat am ajuns într-un punct în care locul 1 m-a făcut să stagnez, să spun ok, dar aici nu mai e vorba de locuri, e vorba și de mai multă cunoștință. E vorba de nivele. E o discuție foarte, foarte lungă. Am fost repartizat la Botoșani, la IGO, așa îi spunea. Întreprinderea de gospodărie orășenească. În Botoșani se spunea întreprinderea de izgonită din oraș. Gonită din oraș. În locul unde m-am... A fost la un trus de nu neapărat de construcții, ci de construcții hidrotehnice. Exista un director acolo extraordinar, domnul Guțiu, care m-a angajat pentru că făceam brigadă. Și cu brigada, într-adevăr, am luat locul 1. Și când am intrat... Și când am intrat... da, 2 ani am fost în stagiatură, nu 3 ani. Toată lumea avea 2 ani, deci aș fi fost eu 3. mi-a plăcut așa oarecum instalații, că am făcut liceu industrial, secția instalații, facultatea secției instalații. Punct. Mulțumesc. Mergem cu prima întrebare roșie. Vreau să vă mulțumesc. Despre domnul Goe, rolul din școala generală, ați spus așa. Am suflat în trompetă, m-am lovit la dinți și m-am enervat. Asta i-a amuzat foarte tare pe cei prezenți. Atunci mi-am dat seama că trebuie să fiu nervos când urc pe scenă, pentru că dacă la început ești nervos că nu-ți iese, mai apoi ai nerv în ceea ce faci. Mai târziu, la prima apariție la Sala Sporturilor din București, huiduielile și fluierăturile publicului care o cerea înapoi pe scenă pe Mirabela Daur v-au ambiționat să faceți un număr de excepție, ceea ce s-a și întâmplat. Iar la finalul momentului, dumneavoastră erați cel ovaționat și chemat de public înapoi la bis. Recent, replica "Nu mai ești ce-ai fost", care v-a fost adresată într-un club înainte de a urca pe scenă, v-a înverșunat atât de tare încât show-ul dumneavoastră a ridicat sala în picioare. Plecând de la titlul unui spectacol semnat Doru Octavian Dumitru, urmează întrebarea roșie. Este critica supozitorul dumneavoastră cu trotil? Da. Multe lucruri spuse rapid înaintea întrebării. Interesant cum le-ați adunat. Dacă ar fi să răspund la toate, ar fi foarte interesant. Și pentru mine chiar. Mă întorc. Sunt competitiv. Eu no soy marinero, eu soy capitan. Și atunci este ca și cum îi spui unui tigru, fii maimuță. Credeți-mă, maimuțele fug din fața tigrului. Credeți-mă. Uitați-vă la un... Uitați-vă. Cu mine e complicat să mă provoci înainte de a intra în scenă, să spui, mamă, ești în rocire, vai, nu mai ești ăla care... Poți să te dezamăgesc profund. Nu știu, cu adevărat, I'm a warrior. Sunt luptător. NT, nota traducătorului. M-a ambiționat, ca să zic așa. E o stare, din nou, e tare complicat să vorbesc despre tigru.
ar trebui să vă întreb ce animal ați fi, de ce semn ați fi ca animal. Cu toate că eu sunt maimuță în zodiacul chinezesc. Critica întotdeauna mi-a prins bine. Critica corectă este cea care îmi prinde și mai bine. Îmi place critica. Nu că trăiesc din critică. Critică-mă. Nu. Nici chiar așa. Există și un anumit bun simț când e vorba de critică. În orice discuție. Critica e bună. Mulțumesc. Continuăm. Nu pot decât să vă spun că vă mulțumesc și eu. De-a lungul timpului v-ați remarcat prin titlurile originale ale spectacolelor dumneavoastră și a strânit curiozitatea presei care a vrut să afle cum v-ați gândit la glezne de râmă, hernie de plisc sau compot de clăbuci. Ați spus că noaptea sunteți cel mai inspirat, dar ați mărturisit că vi s-a întâmplat și să vă tăvăliți la propriu și la figurat pentru o idee bună. Vă citez. Impresarul se dădea de ceasul morții să facă afișul și eu nu știam titlul. M-am așezat pe mochetă în camera de hotel și am început să mă rostogolesc, lucru care mi se mai întâmplase odată la Îmbârligăciosul. Mă învârteam și era o durere în mine, apoi m-am ridicat în picioare și am știut. Urmează întrebarea. Cât de tare vă dați peste cap pentru un text bun? Urmează răspunsul. Trebuie să înțelegeți de la bun început, îi răspund și ei, da. Trebuie să înțelegeți de la bun început că aici există niște întrebări care au mai multe sensuri. Sunt jocuri de cuvinte și sunt cuvinte care se îmbracă ca să mă păcălească pe mine. Mă rog, mai greu, dar să vă păcălească pe dumneavoastră. Nu. A te da peste cap înseamnă a face ceva, a obține ceva. S-a dat peste cap ca să, din punct de vedere, din punct de vedere financiar, avem aici un expert care ar putea să ne spună ce înseamnă a te da peste cap ca să-ți iasă bugetul la sfârșitul anului. Sau la început. Mă dau peste cap ca să-mi iasă taxele. Mă dau peste cap ca să... În cazul ăsta, m-am dat peste cap ca să... e la propriu. Nu, în general, nu m-am dat peste cap pentru titluri. Când m-am învârtit atunci, a fost nume și lucram la un... la cuvintele dintr-un cântec. Și, într-adevăr, am gemut. A fost un monolog atunci la care lucram și se numea O burtă de râs a fost spectacolul, un monolog cu o solistă de populară. Și a fost foarte greu pentru mine să mă introduc. Cum să fac eu rol de femeie? Și atunci am folosit niște șiretlicuri și am spus, de fapt, eu sunt bărbat și mă îmbrac în femeie și spun că sunt bărbat și nu fac altceva decât încerc să câștig audiența prin un alt personaj care este feminin. Considerând că solițele de populară aveau mai mult succes. Mulțumesc. Mulțumesc. Și dumneavoastră vă mulțumesc. Mergem mai departe. La sfârșitul anilor 80, criticul de teatru Ileana Lucaciu scria despre dumneavoastră așa. Băiatul ăsta nu spune nimic și lumea se tăvălește. Ați afirmat că de la spectacolele dumneavoastră publicul nu pleca râzând, ci mai degrabă gândind. Mai ales că în comunism erați nevoit să fiți cât mai inventiv pentru a putea transmite un mesaj care să treacă de cenzură. După Revoluție, în ciuda libertății de exprimare, ați evitat limbajul trivial pe scenă și sunteți de părere că astăzi se exagerează cu vulgaritatea. Vă citez. Eu singura dată când am avut un spectacol interzis minorilor a fost din cauza dansatoarelor de cabaret în Sânigoi. În ziua de astăzi, abuzăm. Suntem într-o latrină verbală. În prezent, actorii de stand-up umplu sălile de spectacol. Vreau să știu cum suportați dumneavoastră limbajul folosit în aceste show-uri. Urmează întrebarea. Este stand-up-ul românesc prea vulgar pentru dumneavoastră? Da, dragă gazdă, dragi privitori, auditori, cei care sunteți cu capul în pizza auzători.
de la începutul discuției am vorbit că e comedia viața mea. Stand-up înseamnă comedie. Cum aș putea eu să am boală pe cineva care face comedie? Percepția pe care lumea o are vis-a-vis de, să spunem, noua formulă de adresare în limbaj comic, este pozitivă. Lumea se duce către. Acum, știți foarte bine că aveți nevoie, ca să discutați cu cineva, de o anumită flexibilitate în discuții și vis-a-vis de cel din față. Să spunem, o evoluție a circumvoluțiunilor către ceva. Cine are circumvoluțiuni mai multe este cel care gândește mai mult, cel care dorește să schimbe ceva, cel care, ei, audiența are și ea limitele ei. Oamenii nu știu să râdă. Asta nu înseamnă că e o formulă de, trebuie să-ți antrenezi râsul. E o formulă, sunt foarte multe de vorbit. Eu încerc să mă stăpânesc, să vorbesc în două minute. E ce vulgar înseamnă, sau nu stand-up-ul românesc? Vorbim și despre asta, că aveți suficient timp în 30 secunde. Depinde cum denumim vulgaritatea, pentru că și vulgaritatea are părțile ei. Pentru dumneavoastră. Există persoane care știu să vorbească într-un anumit fel și poate sar peste vulgaritate. Alte persoane sunt vulgari și trec rampa, pur și simplu. Adică spune așa, din gura ei altfel iese o prostie. Mulțumesc. În 2010 spuneați așa, umorul românesc este făcut de politicieni, patroni de cluburi sportive și de către cei care fac glume la colț de stradă. Îi se zice caterincă de cartier. 4 ani mai târziu, în 2014, vă arătați la fel de dezamăgit și de comedia facilă și lipsită de substrat educațional, livrată pe micile ecrane. Vă citez. Avem o televiziune de tip fast food. Eu aș fi curios să văd, peste 20 de ani, mintea copiilor care astăzi mănâncă televiziunea și internetul. Au trecut de la declarația dumneavoastră 10 ani și între timp a luat avânt caterinca din online, unde aplauzele sunt înlocuite cu like-uri, râsul cu un emoticon colorat, iar emoția se măsoară în numărul de vizualizări. Urmează întrebarea. Îngroapă caterinca din online umorul de calitate? Urmează răspunsul? Nu. Acum, Larry King spunea că dacă ai de-a face cu un interlocutor, Larry King a fost un tip care a avut o emisiune undeva pe CNN, spunea că dacă ai un interlocutor și interlocutorul îți răspunde cu da, nu, aia este o jale de dialog, pentru că, de fapt, nu poți să scoți nimic de la el. Și asta este ideea, de fapt. Doamna vrea să scoată de la mine tot. Ne aflăm într-o perioadă de explozie și de călcat în picioare a informației. Să-i spunem infocalips. Infocalipsul este o situație reală care ne tăvălește în informații și în momentul în care n-ai filtre, toate informațiile le iei, auleu, 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 care o fi? Poate nici măcar nu te întrebi care o fi. Poate pur și simplu le înghiți așa cum vin. Am spus că era fast food. Corect. Și după 10 ani e mai fast food. Lumea e disperată după prăjeli. Sunt vorbe prăjite. Multe, multe sunt vorbe prăjite. Dorința omului de a se prezenta în momentul ăsta pe orice cale posibilă. Facebook, TikTok. Toți sunt disperați să, cum e șef la cuțite sau ce șef sunt pe, așa fiecare vrea să-și prezinte felul lui de mâncare. Fiecare dintre noi am ajuns în 2023 un felișor de mâncare. Eu sunt, gustă-mă, ia uite ce poză am, ia uite ce e până la urmă o caterincă care, asta e. Mulțumesc. Sunteți activ pe una dintre cele mai populare rețele de socializare, unde aveți peste 460.000 de urmăritori. În 2015 ați lansat Dorul de Vorbă,
propria emisiune online, iar presa a notat și că ați încercat să vă vindeți pe internet sketch-urile contra sumei de 2 euro bucata. Toți jurnaliștii au fost cei care în anul 2021 scriau că tariful dumneavoastră pentru un spectacol în România începe de la 800 de euro și poate ajunge chiar la 10.000 de euro. Vreau să știu dacă vă regăsiți în mediul online și vă vedeți trăind din el. Urmează întrebarea. Cât ați câștigat din online? În prima săptămână, după calculele pe care le-am făcut eu, am câștigat din online, gândiți-vă că este o accesare de 1 milion de privitori, am câștigat înmulțiți cu câte 1 euro, deci practic am făcut 1 milion pe zi. Foarte interesant este că atunci când mi-am făcut actele, n-au ieșit banii. Unde sunt toți banii ăștia? Că unde au dispărut? Mediul online este un mediu pe care trebuie să-l înțelegi. Este un mediu care e complicat. Este un mediu pe care oamenii, interpreții tineri, l-au accesat cu mai multă ușurință și datorită faptului că în școală nu înveți altceva decât să bagi la mașină. Imediat. Adică mama mea a fost stereodactilografă și știu ce înseamnă să bați cu 10 degete la o tastatură. Eu n-am știut și nu știu nici acum. M-ar fi preocupat, însă au fost alții care mai degrabă m-au provocat în mediul online. O să spun, n-ai răspuns la întrebare. N-am făcut bani online. Au făcut alții bani, însă, și asta e bine, mă bucur pentru ei. Și au deschis și afaceri cu banii care au făcut cu... Că să practică pirateria. Pirateria este o treabă care cucerești ceva dacă abordezi. Deci, abordaj! Numai că în cazul de față este a aborda munca altuia. Ai lua lucrurile, a spune alte și după aceea o să spună, da, eu am spus asta. Nu, asta este a mea. Mulțumesc. Continuăm. Dacă mulți dintre invitații mei au recunoscut aici, la 40 de întrebări, că pentru ei serviciul militar obligatoriu nu a fost deloc ușor, dumneavoastră ați povestit amuzat o farsă pe care le-ați făcut-o celor 120 de camarazi din compania a doua de la Plenița. Vă citesc. Îmi plăcea imitația și reușeam să îl imit pe un comandant de batalion, așa că într-o noapte i-am aliniat pe toți. Alarmă! Ce m-au mai înjurat! Vreau să știu dacă glumele și starea dumneavoastră de exuberanță au reușit să vă facă armata suportabilă. Urmează întrebarea. A fost armata o glumă? Pentru cei care ați conceput întrebările, aveți thumb up. Nu, armata n-a fost o glumă, dar glumele m-au ajutat într-adevăr să trec mai ușor prin armată și mi-am făcut prieteni în armată, tocmai datorită faptului că am glumit. Sunt oameni care vin la spectacol și mi-au reamintit că de fapt noi ne-am cunoscut în armată, am făcut armata împreună, compania a doua. TR, termen redus. Tot vorbeam în inițiale. Da, o glumă, cum mulți invitați au spus, o glumă e bună. E o glumă, e cea care, dacă o să veniți la spectacolul pe 22 noiembrie de la Sala Palatului, o să auziți ce poate să facă o glumă în avion. La ora 19. Ce pedeire faci eu singur reclamă? Ce cu tine? Nu știu, așa mi-a venit. Ideea este că poți să treci peste niște momente din viață dacă ai gluma potrivită. Acum, mă mișcam foarte încet și atunci când terminam ultimul, vorbeam mult la masă la micul dejun, toți terminau și plecau. Campone! Adunarea pe câmp. Erau toți acolo. Eu trebuia să-mi termin să mănânc și apoi veneam și eu. Și la un moment dat comandantul, un locotenent, a spus așa. Când îmi dați raportul, câți oameni sunt prezenți în Pluton?
Eram în plutonul 2. Fără Dumitru. Și apăream eu. Terminase masa. A fost armata bună? Da, foarte bună. N-a fost o glumă. Mulțumesc, am notat. Continuăm. În 1986, după ce v-ați încheiat stagiatura ca inginer, v-ați urmat pasiunea și ați devenit actor la Teatrul de Revistă din Galați. Un an mai târziu, ați ajuns la Teatrul Fantazio din Constanța, iar în 1989 ați avut premieră la Constantin Tănase în Capitală. Ați mărturisit că venirea la București o datorați cântărețului și compozitorului Adrian Daminescu, care, după ce v-a întâlnit în 1988 în cadrul unui turneu la Vaslui, a insistat să veniți la București. Așa ați ajuns la celebrul bar Melodii. Vă citez. Apariția mea acolo a ridicat pentru prima oară lumea în picioare, strigând numele celui de pe scenă. Urmează întrebarea. Cât timp ați fost buricul pământului la barul Melodii? Da, buricul pământului înseamnă cu totul altceva. De fapt, este ideea noastră de a ne considera, fiecare dintre noi să considera un dat buricul pământului. Vrei să faci ceva și atunci crezi că ești buricul pământului și când nu iese zici, nu a ieșit. Adrian Daminescu, senzațional, a fost o întâlnire extraordinară, ne-am simțit foarte bine în turneul acela, făcut undeva în zona Vaslui, Bârlad, și el a zis, Doru, urcă în mașină. Aveam treabă, trebuia să plec acasă. Am urcat în mașină și am venit la București, la barul Nord. Acolo am debutat. De la gara de Nord, era Hotel Nord și acolo era... Acolo au venit balerinele de la barul Melodii din București și în 88 am intrat la Melodii Bar pe litoral. Mamaia, ăla era considerat, wow, acolo era Melodii Bar. Și, într-adevăr, într-o seară, eram la început, după aceea și fotbaliștii au luat, îmi plac femeile slabe. O să vorbim. Ideea este că ei... Fiind mai mult fotbaliști și mai mult... Ei s-au ridicat în picioare și au început să zice Doru, Doru. Aia a fost o chestie... La bar nu strigă nimeni, că ăla e cabaret. Nu poți să-i strigi numele. Și atunci, cel care era... Eu l-am considerat doar patronul, un deosebit. Viorel Păunescu, extraordinar. El a rămas uimit când a văzut oamenii aia că strigau. Nu o să vă spun ce discuție am avut după aceea cu lui, dar a fost o discuție plăcută în care mi-a zis, din seara asta ești titular aici în barul Melodii. Bine, mulțumesc. Apropo de titulari, l-ați cunoscut pe Gheorghe Hagi pe când avea doar 18 ani și visa să ajungă un mare fotbalist. L-ați reîntâlnit 6 ani mai târziu, în 1989, la barul Melodii, unde dumneavoastră aveați program, iar Hagi și tricolorii sărbătoreau calificarea României la campionatul mondial din Italia. A rămas de atunci celebru momentul în care Hagi, regele fotbalului, v-a imitat pe dumneavoastră, regele comediei, spunând replica, îmi plac femeile pline de lanțuri, de brățări, oileleu. Mai târziu, presa a notat și alte replici amuzante ale marelui fotbalist, de exemplu, viața e frumoasă, dar merită trăită, sau să luăm titlul e imposibil, dar realizabil, fiecare meci are momente în care poate să-ți meargă în favoarea ta, în pozitiv sau în negativ. Vreau să știu care din perlele lui este preferata dumneavoastră. Urmează întrebarea. L-ați imitat vreodată pe Gică Hagi? Foarte bună întrebare. Tu te-ai pus vreodată întrebarea asta? Niciodată, nimeni nu mi-aduc nici eu aminte. Undeva, la care vorbim de fotbaliști, nu, la fotbaliști în general, ei sunt pe teren, nu au ce să facă, râde lumea de ei, da, mai râde lumea de ei, dar ei sunt tot fotbaliști, rămân. Nu l-am invitat niciodată pe Gică Hagi. Frumos a fost când la Teatru de Vară din Neptun au venit plin de glorie de la... îi bătuse Suedia atât în campionatul mondial de fotbal din America a fost. Și atunci a venit toată echipa și a fost așa o seară plăcută în grădina de vară. Nu, n-am imitat. Ați putea?
trebuie să facem o distinție. Piciorul în minge e una și vorbele care ies din gură sunt alta. Când piciorul va vorbi, pe semne că voi... Însă, mișcări de ale lui, da, e adevărat, le-am imitat pe scenă, dar nu limbajul piciorului. Nu am replici de la Gică să le fi... Nu mi-aduc aminte să fi avut vreo replică. Nici nu știam că sunt astea... Eu am fost foarte băgat în meseria asta pe care o fac, care e mai mult de 40 de ani. Nu l-am imitat pe Gică, nici el nu m-a imitat pe mine. Pe teren a oprit meciul și a spus, când a dat câte un gol, a făcut, îmi plac femeile, oaie, nu, nici de cum. Însă, da, dacă îi găsesc o replică pe care, de ce să nu o folosim? Bravo, Gică! Mulțumesc! Eu mulțumesc! Mergem cu o întrebare roșie. Roșie! Aveați 28 de ani când ați simțit că puteți face din comedie o meserie. Atunci ați urcat pe scena festivalului de la Vaslui, la care participau atât amatori cât și profesioniști și ați fost îndelung ovaționat de public în vreme ce marele actor Dem Rădulescu aștepta uimit să intre în scenă. Peste ani, la fel de uimit ați fost și dumneavoastră când Bibanul v-a propus să îi fiți asistent la catedră. Ați mărturisit că inițial dumneavoastră ați fi vrut să urmați cursurile facultății de teatru, însă ați renunțat după ce ați fost sfătuit să vă urmați talentul nativ și să nu vă lăsați constrâns de rigorile școlii. Ați mărturisit și unul dintre secretele succesului dumneavoastră pe scenă. Vă citez. Un ingredient al cuceririi este să te joci cu publicul și să îl faci să se simtă inclus în joaca ta. Publicul este disperat să se joace. Vreau să știu dacă au fost spectacole în care nu ați avut partener de joacă. Urmează întrebarea roșie. Ați pierdut vreodată publicul din mână? Întrebarea pe care ar trebui eu să-i o pun gazdei noastre din această seară este dacă a pierdut vreodată vreun invitat din mână. Greu să-l pierzi în mână, pentru că e acolo. Oamenii, dacă nu se ridică în picioare, dacă stau până la sfârșit pentru că au plătit bilet. Nu. S-a întâmplat, din nou, sunt răspunsuri foarte... Pentru mine e foarte complicat să vorbesc puțin. Și atunci, dar, e nevoie de explicații. Dacă lumea nu știe, trebuie să le dai explicații. Da, mi s-a întâmplat să nu se joace cu mine. Mi s-a întâmplat. Dar când nu se joacă cu mine, atunci pierd. Pentru că ei nu participă la joacă. Și eu vreau să mă joc cu ei. Și le arunc mingea și le arunc colăcele. Dar ei nu mi le arunc înapoi. Și atunci eu îmi fac spectacolul. E ok, spectacolul prinde. Pentru că e un spectacol bun. Un spectacol pe care eu îl consider bun, ăla e un spectacol bun. Ăla poți să-l joci cu oricine. Piatra stă într-o parte și râde piatra. Nu poate să râdă mult pentru că după aceea crapă. Și vorba este cu capra care calcă piatra și piatra crapă. Dar aici e vorba că piatra poate să crape și de la râs. Da, am avut spectacole foarte puține unde lumea nu n-a gustat. Unde categoric a fost vina mea. Categoric. Ceva s-a întâmplat. Ori am avut eu o stare, ori a fost o stare care a fost prea critic. Doru, urât. Ai grijă de acum încolo. Dar pe 22 noiembrie, Sala Palatului, va fi bine. Mulțumesc. Continuăm cu întrebarea roșie. Mama baby! Aveam 35 de ani și senzația că nu am de la cine să învăț, nu am cu cine să mă bat. Întotdeauna mi-a plăcut să mă iau cu cineva în glume și nu era nimeni, sau mai bine zis, parcă erau din alt film.
Așa ați explicat decizia pe care ați luat-o în 1991, când ați plecat în Canada, în ciuda celebrității uriașe de care vă bucurați atunci în România. Mutarea într-o țară unde nimeni nu vă recunoștea pe stradă nu pare să fi fost ușoară. Ați făcut cursuri de comedie și ați devenit membru al Sindicatului Actorilor Canadieni, ACTRA, primind legitimația de profesionist. În ciuda acestor reușite, jurnaliștii au remarcat că evitați totuși să vorbiți despre viața dumneavoastră în Canada. Vă citez. Cel care nu a emigrat niciodată, nu a fost acolo și nu a trăit ce am trăit eu sau ce au trăit alți emigranți, nu are cum să știe sau să simtă ce am putea noi să vorbim. Urmează întrebarea roșie. Regretați că ați plecat în Canada? Ce întrebare frumoasă! Trebuie să o puneți altuia, anume. Nu? Nu. Canada este o țară care face parte din planeta Pământ. Este o țară care a avut grijă să-și facă stilul ei de viață, stilul ei de înțelegere, de comunicare cu ceilalți de pe planetă. Este o țară care s-a situat și a pus un ocean între celelalte continente. E o țară foarte frumoasă și acum arată superb, pentru că toamna e o nebunie, fiecare frunză are culoarea ei. Mă cunoști pe mine? Dar tu ce frunză ești? Eu sunt frunza violet. Ok. Da, plecarea a fost ca să învăț. Am spus că vreau să merg mai sus, vreau să înțeleg altfel, vreau să văd de unde vine, de fapt, comedia. Și Canada, America sunt foarte legate. Acolo am învățat ce înseamnă concursurile de improvizație. Mi-a plăcut foarte tare. Nu știam. Acolo am învățat ce înseamnă one man show. Nu știam. Îmi plăcea, dar nu făceam aici. Mergeam în șușe, cu mai mulți. Făceam și eu acolo un numeraș care dura mai mult de 2 minute. A fost o... Mai mult m-am auto... educat. În ACTRA am intrat datorită faptului că m-am dus cu cine am fost în țară și așa am intrat în ACTRA, pentru că ei nu au recunoscut drepturile mele, ca să zic așa. Nu, niciodată nu o să-mi pară rău. Este țara unde s-a născut băiatul meu. Mulțumesc. Continuăm. Deși presa din România a susținut la un moment dat că ați avea dublă cetățenie, în 2015 jurnaliștii notau, în baza informațiilor apărute pe un site canadian de profil, că aveți doar drept de rezidență și că la capătul unui proces care a durat 6 ani, în 1999 vi s-a refuzat cererea de cetățenie. Citesc din presă. Judecătorul a concluzionat că reclamantul Doru Octavian Dumitru își câștiga existența în România, nu în Canada. Serviciile sale erau cerute în România, acolo unde avea apariții regulate la televizor și pe scenă. Vreau să știu dacă aveți dublă cetățenie. Urmează întrebarea. V-ați simțit respins? Dragii mei, o declar oficial. N-am nicio cetățenie. Sunt cetățeanul Universului. Dacă Dumnezeu mă recunoaște, atunci eu sunt foarte mulțumit. Mai departe, contează cetățeniile ca să ce? Să arătăm scris de unde suntem? Știi că, de fapt, asta e poza mea de când eram tânăr. De ce nu te lauzi cu cine ești acum? Lasă că ai fost tânăr. Sunt multe lucruri acolo care sunt, mă rog, luate și după ureche și nu am fost refuzat. Asta este culmea. Am mers până în punctul să-mi depun jurământul și nu știu ce s-a întâmplat, că mi-au spus că nu am suficient timp stat cât să-mi iau cetățenia, apropo de cetățenie. Fiecare țară are regulile ei. Fiecare judge, judecător, are regulile lui și înțelegerile lui, experiența lui. Sunt mulți care pur și simplu din experiență îți dau o decizie.
să nu uităm că pe teritoriul contabil, și e a treia oară că folosesc cuvântul contabil, experiența este cea care dă de multe ori rezoluțiile la final. Ca o persoană căreia îi plac cifrele, și mie îmi place foarte mult matematica, vă spun că lucrurile sunt simple, numai că noi le complicăm. Nu, n-am... A fost un refuz, dar imediat după aceea am depus și am luat cetățenia. Nu. Deci aveți dublă cetățenie? N-aș putea spune că am dublă cetățenie. Am și cetățenie română și cetățenie canadiană. Bine, mulțumesc. Canadiană. Mergem dar mai departe. Asta nu înseamnă dublă cetățenie. Asta înseamnă dublă cetățenie? Da. Da. Mulțumesc, adică... continuăm. Continuăm. Vă citez. În Canada nu există prejudecăți față de emigranți. Nu ești etichetat în niciun fel. Singur te etichetezi prin ceea ce arăți că știi să faci. Faci bine, ești ok. Nu faci bine, mai învață. Pentru a vă câștiga existența în Canada, ați lucrat în mai multe domenii. Ați fost angajat timp de 4 luni într-o fabrică, ați muncit în construcții, iar la un moment dat, pentru că aveați experiență în comunicare și interacționați ușor cu potențialii clienți, v-ați angajat într-un magazin de produse electrocasnice, unde ați vândut aspiratoare. Urmează întrebarea. Cât timp ați fost nevoit să vindeți aspiratoare în Canada? Nu m-am așteptat că o să râd. Nu. Nu m-am angajat la o companie de un magazin de electrocasnice. Nu, era o companie care vindea niște aspiratoare Generation 5. Și eu făceam pauze. Veneam în țară, jucam și după aceea făceam pauze acolo. Și pauza putea să dureze mai mult. Și mă plictiseam. Nu făceam nimic. Hai să fac și eu ceva. Și am... foarte bune ca experiență. Am încercat, am fost vreo... nu știu cât... Am lucrat vreo 2 săptămâni, parcă ceva la modul ăsta. Și am avut o chestie extraordinar de interesantă. Mie vine foarte greu să vorbesc despre Canada cu cineva care n-a fost acolo, care nu știe despre ce este vorba. Este ca și cum aș vorbi cu dumneavoastră despre persoanele care au autism. Aș putea să vorbesc cu părinților despre ce înseamnă autism. Cu persoana care are autism, culmea, nu poți să vorbești că are autism. Tu știi. Problema este simplă pentru mine. M-au ajutat locurile astea în care am fost de colo-colo, m-au ajutat să și înțeleg. Eu nu știam ce înseamnă muncă fizică. N-am știut ce înseamnă muncă fizică. M-a ajutat fabrica foarte mult. Spre bătrânețe, am început să înțeleg altfel lucrurile. Ce înseamnă un om care merge la serviciu, care stă acolo, cât este de... În fiecare zi să stai 8 ore și să vii acasă și a doua zi iar să mergi pe schimburi, pe asta. A fost o chestie interesantă. Cu aspiratoarele am avut o experiență vis-a-vis de un individ care, după ce i-am făcut eu o mostră acolo în casă, mi-a zis: n-am nevoie să cumpăr aspiratorul. A fost o lecție, așa cum am primit-o și eu. Ți-am dat-o și ție. Mi s-a părut o chestie urâtă. Nu asta era ideea, să împărtășim răul. Mulțumesc, am notat. Mergem mai departe. Eu vă mulțumesc dumneavoastră și suntem în afara timpului, continuăm. Pentru că nu stăpâneați limba engleză suficient de bine încât să vă prezentați în fața unui public adult, primele dumneavoastră spectacole susținute în Canada au fost show-uri pentru copii în care imitați animale. Ați fost surprins să descoperiți că și într-o țară democratică, în care dumneavoastră credeați că libertatea de exprimare este totală, ați fost totuși controlat. O comisie care a asistat la spectacolul dumneavoastră v-a spus așa: domnule, în România sunteți doar Octavian Dumitru. Aici nu vă știe nimeni. Noi vrem să știm ce material ajunge la copiii noștri. Pentru că sunteți la rândul noastră părinte și aveți un fiu care s-a născut și a crescut în Canada, vreau să știu dacă sunteți mulțumit de felul în care sistemul canadian vă protejează copilul. Urmează întrebarea. Când este bună cenzura? Sistemul canadian dacă îmi protejează copilul? Da, sistemul canadian îmi protejează copilul. Când este bună cenzura? Asta ar veni cam așa. Sistemul canadian îmi protejează copilul, dar când este bună cenzura? M-am zis așa undeva aici, a fost un junghi. Când este bună cenzura? Întotdeauna. Pentru că noi nu avem capacitatea să o facem.
și trăim în colectivitate. Suntem atât de incapabili să înțelegem ce înseamnă colectivitate, încât nu facem altceva decât ne multiplicăm pe noi înșine. Spunem, fiecare dintre noi este unic, dar eu sunt mai unic decât ceilalți unici. În momentul în care... eu știam ce înseamnă cenzură. Știam din țară ce înseamnă cenzură și cenzura m-a ajutat pe mine să navighez. Cenzura sunt stâncile. Trebuie să le ocolești, trebuie să le... ca să ajungi în mare, să fie oceanul în fața ta. Asta din punct de vedere navigație. Vorbesc cu navigatorii în moment. E bine să te cenzurezi. Părerea mea este că prostul nu se cenzurează niciodată. Dar vedeți, dumneavoastră, în momentul în care nu te cenzurezi, nu ești numai prost. Poți să fii și nesimțit, poți să te duci în alte domenii. Și atunci lumea începe să te compare cu animalele, care nu au nicio vină că tu, de fapt... Cenzura este o situație care pleacă din înțelepciune, din niște drumuri pe care vrei să le parcurgi corect. Poți să-i smintească pe cei din jurul tău dacă nu reușești să te cenzurezi. Părerea mea este că e bine să existe în tine cenzură, care la un moment dat există în momentul în care înaintezi o vârstă. Cam notat. Mulțumesc, și eu am notat. În 1991, atât solistul de muzică folk Ștefan Hrușcă, cât și dumneavoastră, ați părăsit România pentru a vă stabili în Canada. Nu știm dacă peste hotare aveți o relație apropiată, însă știm că în țară ați fost împreună în turneul Lângă un copac cu flori, Îmi plac femeile, Oleleu. În 2015, ziariștii notau, mai în glumă, mai în serios, că v-ați împărțit anul artistic cu Ștefan Hrușcă astfel. În vreme ce dumneavoastră vă întorceați pe meleagul românești în fiecare vară cu spectacolele de umor, Ștefan Hrușcă revine în fiecare iarnă cu tradiționalele concerte de colinde. Dacă despre Ștefan Hrușcă presa a scris că este un artist mereu cu zâmbetul pe buze, despre dumneavoastră știm că aveți ureche muzicală și voce și că vă place jazzul. Aș vrea să știu cum sună piesa Un copac cu flori în interpretarea dumneavoastră. Urmează întrebarea. Are Ștefan Hrușcă simțul umorului? Da. Ștefan Hrușcă are simțul umorului. E un haios. Pronunțarea nu este oleleu, ci e Îmi plac femeile, Oleleu. Asta este, de fapt, pronunțarea corectă. Nu am împărțit. Pur și simplu, datorită faptului că sunt comedian, comedia merge și primăvara, vara și toamna și iarna. Cele patru ani timpul, să vedem acolo cât doar mai fie cele patru ani timpul, că după aceea va trebui să schimbăm cele patru ani timpul. Un copac cu flori. Un copac cu flori. Se pot spune foarte, foarte multe despre cariera jazzistică a lui Ștefan Hrușcă. Știu că eu nu pot să o comentez. Sincer, nu l-am întrebat niciodată dacă este un admirator al jazzului sau dacă a făcut vreo piesă jazzofonică. El e pe folk. A fost o colaborare foarte interesantă în care fiecare își făcea partea lui în spectacol. Apropo de ovații, își făcea el partea lui și lumea striga Hrușcă, Hrușcă, Hrușcă. Apoi făceam partea mea și lumea striga Doru, Doru. Și apoi iau în partea mea Doru, Doru, Hrușcă. Și la sfârșit strigau Doru, Hrușcă. A fost un show foarte frumos. Am avut o colaborare frumoasă cu Ștefan. Dacă există jazz. Copac cu flori. Mulțumesc. Eu vă mulțumesc pentru ritmul pe care mi l-ați dat. Pentru partea tehnică din spate, vă mulțumesc pentru acest... Suntem în afara timpului, să știți. Metronom. Hubă! Continuăm. Pentru că vă întorceați de fiecare dată cu premiul întâi de la festivalurile studențești de umor, colegii obișnuiau să vă spună
împăratul. Nu ați obținut doar diplome și trofee, ci mai târziu ați cucerit și inimile românilor, iar presa v-a numit ministrul sau chiar regele comediei. Dumneavoastră ați spus însă așa, sunt un sclav al comediei, nu un rege. Atunci când comedia a avut nevoie, m-a plasat, m-a pus la muncă. Scriitorul Marin Ifrim nota că v-ați desăvârșit cariera în SUA, în compania lui Martin Lawrence, partenerul lui Will Smith din seria de filme Bad Boys, dar și alături de Whoopi Goldberg, spumoasă actriță din filmele Sister Act și Ghost. Urmează întrebarea. V-ați școlit cu Whoopi Goldberg? Nu. Nu. Însă am primit o serie de mesaje, telefoane de la ea în care mi-a zis Duru, I just want to work with you because you are tremendous knowledge about humor. Nu, nu, nici de cum. Legătura cu Martin Lawrence a fost, da, într-adevăr, a venit, cel puțin asta mi-a spus un prieten care avea în Vegas un restaurant și venea managerul lui Martin Lawrence și odată uitându-se pe televizor la un moment, mă rog, pe televizor, pe laptop, la un moment cu mine, râdea. Pe YouTube. A venit managerul și a văzut râzând, dar de ce râzi? Voi râd că... Dar cine e? E un comedian român. Ce zice? Așa, zice, uite, dacă tu râzi, că, îi plăcea de managerul și a zis, dacă tu râzi, aș vrea să îi spui. Sunt trimite două materiale scrise. Eram prea... N-am înțeles multe, pentru că lumea nu înțelege că eu am fost un tip educat în comunism, crescut în comunism. E vina mea, nu e vina mea, nu știu. Dar am învățat niște lucruri. Am învățat și am ținut niște treburi, de exemplu, o teamă, am avut o teamă de toate. Și am crescut cu teama asta. Și atunci multe lucruri nu le-am făcut în viața mea. De-aia nici nu i-am trimis materialele managerului Martin Lawrence. M-am pregătit singur, am făcut și niște cursuri, dar cu Judy Carter, cu o comedian, când într-adevăr am făcut niște cursuri de comedie. Bine, mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. De timpul, adică pui mâna, asta înseamnă căzut timp. Ați fost considerat un fenomen unic pe scenă, un artist care excela în pantomimă și imitație și care dădea naștere unor personaje spectaculoase îmbrăcate în costume originale. Ați câștigat simpatia publicului după ce marile cupluri de actori, Stella Popescu și Alexandru Arșinel, Naela Zărescu și Vasile Muraru, scriseseră istorie și sunteți comediantul care a inspirat noua generație de actori de stand-up. Însă se pare că nu erați foarte drăguți cu tinerii în care întrezăreați potențialul artistic. De exemplu, când ați colaborat în 2004 cu Horia Brenciu în spectacolul Robin Hood and Company, i-ați spus așa, tu vrei să fii comediant, dar asta este o meserie, tu ești foarte bun ca entertainer. La rândul său, actorul Mihai Bobonete a povestit că în 2003, la prima sa apariție pe TV, într-o emisiune unde erați și dumneavoastră invitat, l-ați avertizat că peștii mari mănâncă întotdeauna pești mici. Vreau să știu dacă pentru dumneavoastră duritatea este cheia supraviețuirii în showbiz. Urmează întrebarea roșie. Cât de dur sunteți? Iată o întrebare care urmează pe cea dinainte, premergătoare. O să vă răspund. Dar nu aș vrea să credeți despre mine că sunt un om care mă dă mare să mai dă ăsta. Știți ce se întâmplă? Mie nu mi-au venit lăudătorii. Eu am vorbit cu ei de dimineață și am spus, veniți, că am o emisiune și trebuie să cineva să mă... Nu mi-au venit lăudătorii. Și în momentul ăla va trebui eu să fiu cel care, dacă vă interesează ce înseamnă lăudători, lăudători înseamnă CV-ul pe care îl aveți, da? Ăia sunt lăudătorii și scrie acolo toate. Ei, eu zic niște lucruri care s-au petrecut, din punctul meu de vedere, poate s-au petrecut altfel. Am avut dreptate cu Horia Brenciu, într-adevăr e bun ca entertainer. Din cauza asta, Horia Brenciu, l-ați văzut ca stand-up comedian? Vă întreb pe dumneavoastră? Nu l-ați văzut.
Bun, deja am o dreptate cu el. La o emisiune al Andrei Gheorghe, Andrei Gheorghe, Dumnezeu să-l urmească, i-a pomenit pe băieții care făceau comedie, numai că erau cruzi, erau la început. Să vă spun un lucru care ar trebui să-l sesizați. Urmăriți-i pe băieți. Nu mai au același limbaj ca la început. Între timp și dumneavoastră v-ați așezat, v-ați pus covoarele, că erau, linoleurile erau așa șifonate și mochetele erau șifonate. Acum v-ați așezat în ai asculta. Între timp ei au început să-și facă și mesaje. Eu dacă am avut ceva contra lor, am avut că n-aveau un mesaj. Dacă tot îți bași și scoți, bagă și scoateți că ești supărat pe cineva. La emisiunea lui Denis Rifai și-a băgat și și-a scos pentru că era supărată pe politicieni, pe hoți, pe tâlhari, care tot din domeniul politic era. Atunci spune ceva, fă ceva. Nu îți bagi ca să râdă lumea. Ce faci, băi, și spui o prostie. Nu. Da. Nu timp. Merge, da. Fără, nu merge fără duritate. Am înțeles, am notat, mulțumesc. Opa, mai am timp. În meseria pe care eu o fac este... Oh, scuze. Vă rog, aveți în timp, meseria, da? pe care eu o fac, în care sunt în show business, nu există milă. Cine crede că există milă, habar n-aveți. Ritmul nu este ăsta. Din Vegas. Ritmul este ăsta. Dacă unul a căzut, zice, mulțumesc, altul. Așa, asta e meseria noastră. Nimeni n-are mine. Mulțumesc. Vă citez. Generațiile se succed cu plecăciuni și respect și recunosc că au avut de învățat de la cei de dinaintea lor. Evoluția se realizează prin predare de ștafetă și nu prin piedici, judecăți îndrăjite, injurii și sfidare. Cine trăiește în gunoaie, într-o zi riscă să se identifice cu ele. Vreau să știu cine sunt urmașii dumneavoastră de pe scenă și ce speranțe vă puneți în ei. Urmează întrebarea. Cui predați ștafeta? E o întrebare bună. Numai că, vedeți dumneavoastră, la Olimpiada, care o să fie la anul, o să observați că la alergători, la alergări și la not, mă rog, la not nu știu dacă se numește proba de ștafetă, s-ar putea să numească tot proba de ștafetă, 400 de metri, când fiecare îndată câte 50 sau 100, o să observați că își predau ștafeta la atletism, la alergări. În comedie nu e așa. În comedie fiecare e el. Nu e predare de ștafetă. Este publicul care ia, care alege ceva. Dacă eu am reprezentat o anumită, și reprezint, o anumită formă de comedie, de exprimare în comedie, să spun așa, cu toate că nu e nimic original ce fac eu, tot ce face toți ceilalți este original. Ce fac eu nu e nimic original. Sunt un om obișnuit care... spune niște glume, sunt oameni care vin și mă văd și mă bucur că se bucură și că râd. În rest, nu sunt important. Important este ca alergarea să existe. Să existe sportul, să existe joaca. Și joaca există. Eu stau liniștit pentru că din generația care vine, și bănuiesc că v-ați referit la comedienii din România. Da, mă rog, și Bulgaria și... există dintre ei, printre ei, băieți care sunt valori și care se dezvoltă, care cresc. Când te căsătorești cu cineva, relația nu este bună de la început. Dacă rămâi, devine bună. Și atunci, aia e ștafeta. Bine. Mulțumesc, continuăm. La festivalurile de umor v-ați dovedit un competitor redutabil pentru grupurile Divertis și Vacanța Mare. Deși s-a zvonit că între umoriști ar fi existat mari rivalități, Radu Pietreanu, unul dintre fondatorii grupului Vacanța Mare, a mărturisit că în realitate erați cu toții prieteni. După ce an la rând Divertis și Vacanța Mare au făcut audiențe record pe micile ecrane, grupurile s-au destrămat, iar în 2018, dumneavoastră și Radu Pietreanu ați pornit împreună într-un turneu național
de club. Mai mult, în 2022, Radu Pietreanu, întrebat cu cine ar merge pe o insulă pustie, v-a ales pe dumneavoastră în defavoarea Monicăi Bellucci. Vreau să știu pe cine ați alege dumneavoastră să vă însoțească pe o insulă pustie. Pe Radu Pietreanu sau pe Monica Bellucci? Urmează întrebarea. Există prietenie în showbiz? Există prietenie în showbiz. Radu, aș vrea să te rog ceva. Contactează pe Monica Bellucci și dacă eu te aleg pe tine, vino cu ea. Te rog eu. Adică ar fi păcat, știi, să nu există și o prezență feminină pe insula aia. Că, da, dacă e pustie, îți dai seama, suntem pe pustii. Și n-are sens. Există prietenie, dar trebuie întreținută. Eu sunt un lup singuratic. Și eu îi consider pe toți prietenii mei. N-am nimic cu nimeni. Niciodată n-am dat în niciun coleg. Și nu o să dau în niciun coleg. Așa m-am educat. Niciodată n-am... În dumneavoastră a dat cineva? Să vorbească ei. Nu știu. M-am simțit atacat, m-am simțit... Da, am zis, sunt vorbe care circulă. Vorba zboară, verba volant. Scripta manent, nu vorbi la volan, că scrântești mâna. Ideea este că... Este din greaca pițigăiată. Sigur că ar trebui să existe prietenii și ar trebui să existe prietenii frumoase. Mi-a plăcut foarte mult prietenia lui Chaplin cu Douglas Fairbanks. Și sunt prietenia lui Robin Williams, ne sunească Whoopi Goldberg și da, am foarte multe în cap și atunci numele... Deci există prietenii. Există prietenii în domeniul, în comedie. Eu am o relație frumoasă cu Radu. Ne mai sunăm din când, ce mai faci? Și am avut o slăbiciune față de el, recunosc. E un băiat talentat, scrie foarte frumos. Și atunci sigur că la mine este sus. Vacanța mea n-a participat în festivalurile de comedie. Mulțumesc, am notat. Timp de 2 ani ați fost aproape de fanii dumneavoastră și în calitate de moderator al emisiunii Dorul de Seară. La finalul anului 2005 ați încheiat însă colaborarea cu postul de televiziune și ați deschis un proces împotriva lui, susținând că nu ați fost plătit timp de mai multe luni și ați solicitat 30.000 de euro. 10 ani mai târziu, în 2015, presa nota că procesul s-a încheiat, iar dumneavoastră ați fi primit despăgubiri de 15.000 de euro. Știm că oamenii nu pot rămâne serioși atunci când în fața lor este actorul Doru Octavian Dumitru, însă dumneavoastră ați mărturisit că de mai multe ori ați avut probleme cu oamenii neserioși din spatele scenei, respectiv organizatorii unor evenimente care, după spectacol, au refuzat să vă dea onorariul conform înțelegerii inițiale. Urmează întrebarea. De câte ori ați fost tras pe sfoară? Da. În primul rând, suma pe care ei mi-o datorau erau 15.000 de euro. N-am cerut 30.000. Aș fi putut să cer 60.000, ceea ce era stipulat în contract, dacă depășesc cu 0,75% ratingul postului. Da, am depășit ratingul postului cu 390%, am depășit ratingul postului cu 980%. Nu le-am mai spus nimic, n-am mai mers cu ei în judecată, dar 15.000 trebuia să sunt niște detalii care sunt... Ăsta a fost dreptul meu, deci dreptul meu mi l-am obținut, ca să zic așa. În legătură cu... De câte ori ați fost tras pe sfoară? N-aș putea să spun că am fost tras pe sfoară, că mi s-au dat bani mai puțin, să zic, dar am fost tras pe sfoară în alte părți. Adică în alte părți. Mi s-a întâmplat de câteva ori. Numai că întotdeauna am... nu știu, ca și cum așa, am avut așa o stare, că n-ar trebui să merg doar pe vorba ăluia. Și ar trebui să am și grijă de mine. Și atunci, când am mers prin niște locuri, am avut grijă să câștig și niște bani și am venit acasă cu niște bani, nu am mers degeaba, cum să spune. E urât să înșel pe cineva. Vedeți, dumneavoastră, meseria mea e o muncă și este o muncă grea. Și ca orice muncă trebuie plătită.
este dreptul lucrătorului pentru plata sa. Deschideți Noul Testament și o să găsiți acolo replica asta. Mulțumesc. Eu vă mulțumesc. Continuăm. La începutul anilor 80, ați fondat la Bacău grupul umoristic Hilares, care a pornit cu 4 membri și a ajuns la 30. Ați povestit că în 1984 ați găsit în ușă un bilet cu un mesaj pe care nu l-ați putut uita niciodată. Vă citesc. Și acum mă trec fiorii. Scrie așa. Dacă îți place să mănânci rahat, mănâncă-l singur, nu cu cei din jurul tău. Semnat grupul. 3 zile la rând ați fost chemat la securitate și luat la întrebări după ce fiecare dintre colegii dumneavoastră dăduse câte o declarație. Ați spus că în anii care au urmat, aceștia și-au cerut iertare de la dumneavoastră, unul câte unul, dar v-a urmărit durerea trădării. Vreau să știu cum ar suna un discurs despre trădare, imitându-l pe Nicolae Ceaușescu. Urmează întrebarea... Există iertare pentru trădare? După un timp există, pentru că nu, dacă te consideri foarte important, niciodată. Dar Termopile. Termopile era undeva sus, între stânci, Darius în față, Xerxes în față cu peste 250.000 și aici cei 300 de spartani, au, 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 stăteau să se bată cu cine după 48 de ore, când nu mai era nicio șansă ca ăia să cucească, pentru că ăștia stăteau într-un spațiu foarte îngust și puteau să-i respingă, un trădător, Efialtes, i-a spus lui Xerxes cum se poate să ajungă prin spatele lor și în felul ăsta ei au câștigat la Termopile. Ce a spus Leonida lui Efialtes a fost să trăiești veșnic. Aia a fost urarea pentru trădător. Și acum, în lume, când e vorba de un trădător, cam așa se spune. Efialtes. Să mai vorbește, mă rog, trădător, dar aici e o chestie de principii politice, Brutus. Brutus era o firmă de brutărie din vechea Romă, unde veneau nobilii, senatorii romani și își tăiau venele pentru că nu exista pâine. Cu vocea lui Ceaușescu, cum ar suna? Eu am încetat să-l mai imit. Pentru că într-o noapte... L-am visat și a spus așa, de ce eu? Și atunci am spus, ok, nu-l mai imit. Adevărul este că dacă l-aș imita, aș semăna cu toți cei care limită, pentru că sunt foarte mulți care limită, dar majoritatea de dumneavoastră, dacă l-aș imita, n-ar înțelege nimic, pentru că nu ați fost, ați trăit în perioada aia. Bine, mulțumesc. Eu vă mulțumesc că mi-ați permis să vă refuz. Continuăm. Când erați mic, distracția noastră preferată era să vă cățărați prin copaci sau pe diverse clădiri. Nu știu dacă năzbâtile urcăciosului, așa cum v-ați poreclit singur, erau pe placul părinților, dar atunci când ați fost întrebat cât de sever era tata cu dumneavoastră, ați preferat să răspundeți așa. Tata era cel care le ajusta. Spunea, vezi că haina aia este prea largă și o croia pe mine, iar mama era cea blândă. Mereu mama acoperea toate. Ați păstrat mereu o anumită discreție în privința familiei dumneavoastră, ceea ce a creat un teren propice speculațiilor. Prin urmare, s-a zvonit în online că ați avea un frate care ar locui în Bacău. Aș vrea să știu dacă ați fost sau nu singur la părinți. Urmează întrebarea. Cât de des vă acoperea mama ca să nu vă croiască tata? Mama a încercat să se amestece. Mama a fost o femeie deosebită, deosebită. O singură dată, cred că m-a împins sau nu știu, nu mai țin dacă mi-a dat o palmă, dar nu. Doamne, țin eu minte câtă durere am avut uitându-mă la ea cât a suferit. Și s-a luat cu mâinile de păr. A zis, dar cum am făcut eu așa ceva? Mama era pentru pace. Și tata era pentru pace, dar parabelum. Belum este vorba de belul de la gimnastică. Parabelum vine din latinul bel, război. Tatăl meu era către să mă facă să înțeleg.
Și forma de înțelegere era, era pielea. Nu, era, mă rog, un contact al pielii de porc cu pielea mea, care era pielea de porc, era cureaua, tata comunicând cu mine prin, prin curea. Culmea, erau alții care comunicau prin semnale de fum. Tata nu avea semnale de fum. Cu toate că simțeam că mi iese fumul pe, pe nas. Prin piele. Prin piele. A fost singur la părinți. Dar este posibil să fi avut frați și surori. Acum, noi toți suntem frați și surori. Cine a văzut serialul Vikingii, acolo există Ivar, care face un copil și spune... Ăsta a fost boneless, ăsta a fost o nenorocire de conducător. O nenorocire de conducător. Dar are un copil și zice, toată lumea, acum aveți ceva de la mine. Corect. Adică s-a împrăștiat. Prin ce? Printr-un singur moștenitor. Suntem rude până la urmă unii cu ceilalți. Dar nu de același tată și aceeași mamă. Mulțumesc. Eu vă mulțumesc că am stabilit paternitatea mea. Mergem mai departe. Una dintre cele mai surprinzătoare dezvăluiri pe care le-ați făcut despre tatăl dumneavoastră a fost că a inventat leacul pentru psoriazis. Vă amintiți de femeile care apelau la părintele dumneavoastră pentru a fi vindecate de psoriazis și care veneau purtând haine închise până la gât, iar după o perioadă de tratament aveau curajul să se afișeze în rochii cu decolteu și cu brațele goale. Vă citez. Au fost doctori care s-au ținut după mine să le vând rețeta, dar nu știu unde a lăsat-o tata. Am nevoie nu de compoziție, că toată lumea o știe, ci de gramaje. Pe alea nu le știe nimeni și nici eu nu le știu. Vreau să știu cum a ajuns tatăl dumneavoastră, polițist de meserie, să descopere leacul pentru psoriazis, o boală de piele care afectează astăzi aproximativ 125 de milioane de oameni și cum s-a rătăcit formula care ar fi putut să vă umple de bani. Urmează întrebarea. Ați ratat șansa să ajungeți milionar? De multe ori. Milioanele au trecut pe lângă mine în felul lor. Tăcute. Milionul e tăcut, dar e și alunecos. Milionul se adună, nu la tine. La cine se adună? La, noi îi zicem băftoși, alții zic ticăloși, alții zic șmecheri, alții zic... N-aș vrea să intru în lucruri oficiale, pentru că după aceea se deschid conturi și nu are sens. Dar, da, aș putea spune. Am avut ocazia să... Și un exemplu este Canada, Niagara Falls, Niagara, unde m-am dus toată la un hotel, chiar la început, în 1991, cred, 92, 92 în primăvară. Și le-am spus că aș vrea să... La există... O să mergeți și o să-l vedeți acolo, chiar pe partea, cum vă uitați către cascadă, pe partea dreaptă, un hotel super. Și eu i-am spus managerul de acolo dacă aș putea să folosesc circuitul intern, cu niște momențele de comedie, cu asta, de televiziune intern. Managerul se uită la mine și spune, man, you're my savior, m-ai salvat, vreau să-ți dau... Complet, ia-l tău. Și eram atât de speriat, apropo de crescut în comunism. Aoleu, cum, vai, de bine, nu, și Niagara e undeva la margine acolo, vai, nu, nu, dar ce sunt la țară, eu vin din București, nu, dar așa ceva nu se poate. Wrong. A trecut milionul. Acum, acolo, există casino. Vă dau timp. Cum a inventat toată dumneavoastră leacul pentru psoriazis? Uite așa, s-a apucat, s-a luat, sărăcuțul, el a experimentat pe el. Și eu sunt un mic inventator, am făcut și eu niște invenții, da? Mă rog. Suntem din familie de inventatori. Din plante pe care le-a combinat, le-a uscat, le-a... sărăcuțul a făcut și pe el, a făcut experiență cu mercur. Până la urmă și-a vindecat psoriazisul. Și a reușit să vindece și pe ceilalți cu acest leac de vindecare a psoriazisului. Tata, Dumnezeu să-l odihnească. Mulțumesc. Eu vă mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Despre el, asta e un lucru frumos. Despre tata meu.
Vă citez. Când a început contrarevoluția din Ungaria, tata era comandantul punctului de frontieră Curtici-Arad. Bunicul m-a adus în Moldova, la Buhuș, pentru a fi în siguranță. Părinții au mai rămas o perioadă la numai o fâșie de hotar de primejdea tancurilor sovietice. Astfel v-ați petrecut copilăria printre moldoveni și pentru că sunteți moldovean din tata în fiu, vă simțiți foarte legat de urmașii lui Ștefan cel Mare și vă identificați cu unul dintre ei. Printre altele, despre moldoveni se spune că sunt încăpățânați, harnici, ospitalieri, dar și că au obiceiul de a trage la măsea. Dumneavoastră ați dezvăluit că v-ați lăsat de băutură în anul 2003 și că nu a fost deloc ușor. Vă citesc din nou. Am avut ani de poftă. Eram cu whisky-ul vechi de 25 de ani, 45 de ani, sedative. Astăzi ciocnesc, dar nu beau. Vreau să știu dacă ajunsese alcoolul să fie o problemă pentru dumneavoastră. Urmează întrebarea roșie. V-a fost greu să scoateți alcoolul din moldoven? Din moldoven. A fost o decizie pe care eu am luat-o. Înainte să se nască băiatul, am zis, din momentul ăsta, nu mai pun picături de alcool pe limbă, sau, ca să vorbesc, este oarecum așa aiurea să vorbim despre chestia asta cu băutură, despre practic, și facem. A fost băutură care a fost, eu nu pot spune că m-am batat și m-am cazut sub o masă sau m-am trezit că vorbesc așa prostii cu lumea, că omul bea. Și mă așa știi, și măi, să scuză treaba asta. Și măi, o fă o beat. Și nu știi, și de ce ați simțit nevoia să luați această decizie? Și o vorbi. Ci, pentru că am zis că să nu tragi la măsea. Pentru că dacă tragi la măsea, înseamnă că ai arma asupra ta, ai tras să fac carică. Dacă tragi în măsa, să faci o chestie cu măsa. Poate să pleznească smalțul. Problema e următoarea. Când am luat o decizie, a fost luată și cu asta basta. Eram, îmi plăcea într-adevăr whisky-ul și aveam niște firme de... Deci nu pot spune acum. Pot să spun filme de whisky? Nici nu știi, salintă sau a zis nu? Da, a fost o decizie care mi-a prins bine. Ca după aceea să aflu că, de fapt, alcoolul, indiferent cât de puțin ai bea, e o travă. Pentru cine? Pentru organism. De ce? Organismul nu fabrică alcool. Iar dacă îl fabrică, fabrică o cantitate infimă. Cei mai mult... E mai mult. Mulțumesc. Eu mulțumesc. În 2017, presa nota că, deși în România, oamenii care plăteau bilet pentru a vă vedea pe scenă erau tot mai puțini, numărul spectacolelor pe care dumneavoastră le aveați era tot mai mare în Franța, Belgia sau Italia. Iar jurnaliștii din diaspora vă descriau așa. Pe scenă e ca un titirez. Se mișcă dintr-o parte în alta, în vreo 2 metri pătrați, de parcă ar fi în cea mai mare sală de bal. Începe glume într-o anumită situație și le termină într-o cu totul altă parte, cu alt subiect. Urmează întrebarea. Cum vă mențineți în formă? Este o întrebare adresată, în primul rând, de o persoană de gen feminin. Este o întrebare cu foarte multe sensuri. Femeia din Denise Trifai dorește foarte tare să afli cum să menține în formă un bărbat care... Și atunci, elixirul tinereții, toată lumea îl caută. Așa cum tata a făcut leacul de vindecare a psoriazisului, așa am făcut și eu un elixir care... Forma este pasiunea față de ceea ce faci, unu. Dar dincolo de asta, pentru că pasiunea față de ceea ce faci este o formă de ego pe care îl ai. Părerea mea este că forma de care noi vorbim, care se menține fiecare, este dată de credință. Un om care crede să menține altfel. Să vă uitați la cei care trăiesc pusnicii. Să vedeți ce față curată au și senină și ce privire curată au. Poți să te uiți, dar niciodată nu poți să-i disperi, nu poți să-i înnebunești, pentru că ei trăiesc în pace. Pacea
îți dă mereu o stare de veșnicie. Nu poți să-i spui tinerețe. Că dacă ei spune tinerețe, atunci cum ai deveni veșnicia? O chestie bătrână, bătrână, bătrână. Nu! Nimeni nu poate să definească veșnicia. Și atunci, credința este cea care te ajută să aparții întregului. Ești mental în întreg, te menții. Dacă nu, singur te ridezi. Mulțumesc. Continuă. Eu mulțumesc. Femeia ocupă un loc special în spectacolele dumneavoastră, fie că interpretați personaje feminine, fie că spuneți glume despre sexul frumos. Vă citez. Cel mai bine poți să vorbești despre femei când ești în pielea unei femei. Folosindu-vă glumele devenite celebre, aș vrea să vă imaginați acum că sunteți o femeie care nu este urâtă, doar se crede frumoasă, care nu este grasă, ci doar cu greutate și care este undercover, adică atât de machiată, încât atunci când se demachează, nu o mai recunoaște bărbatul acasă. Vreau să știu cum vă simțiți în pielea dumneavoastră. Urmează întrebarea. Ce fel de bărbat este Doru Octavian Dumitru? Da. În primul rând, dacă mă simt bine în pielea mea, da, sunt ok. Numai că... Fată, am primit un mesaj dimineață. Mă suna de la salon și a zis că nu poate să-mi facă unghiile joia asta. Fată, e groaznic. S-a rozit, avea miercuri și apoi a mutat joi și acum o să fie vineri. Și sunt cu unghiile făcute de când erau făcute de săptămână. Acum două săptămâni, mă rog, nu chiar două săptămâni, că în fiecare săptămână. Denis, noi putem vorbi altfel. Dacă îmi place ceva, la noi, la femei, este să stau picior peste picior. Pentru că trezesc și mai tare curiozitatea la fraierilor din fața mea, ei fiind interesați ce există. Practic, da, eu cred despre mine că sunt bărbat. Ce fel de bărbat? Un bărbat normal, cu probleme de bărbătești, cu păr. Eu sunt un bărbat care îi crește părul mai mult în nas decât pe piept, dar sunt undeva, zic eu, atent la ce se întâmplă în jurul meu ca să semăn și cu ceilalți bărbați. Este ideea. Bărbat, bărbat. Dacă despre asta este vorba, sunt bărbat straight. Mulțumesc. Cu mare drag. Mergem cu o întrebare roșie. Presa a notat că aveți doi copii și sunteți la a treia căsătorie, mariaj în care dumneavoastră spuneți că vă simțiți cu adevărat împlinit. Vă citesc. Ultima mea soție de profesie avocat mă înțelege, mă respectă, îmi oferă liniște sufletească. Chiar dacă în prezent vorbiți laudativ despre soția dumneavoastră, a rămas totuși șocantă declarația dumneavoastră din 2004, atunci când, acuzat că v-ați fi lovit fostele partenere, ați spus așa: nu am dat niciodată în vreo femeie, nu am apucături de astea. Deși, trebuie să recunosc, unele ar merita în anumite momente. Vreau să știu dacă dragostea și admirația pe care îi le purtați actualei soții v-au schimbat părerea despre femei. Urmează întrebarea roșie. Mai credeți și azi că unele femei merită lovite? Scumpă interlocutoare, nu sunt vorbele mele să lovești o femeie. Tigrul știe că e tigru și niciodată nu atacă tigroica. O respectă. Și tigroica e tot tigru. Există
persoane care, cu adevărat, sunt violente, violenți cu femeile. Dar asta e în gena lor. Eu nu am asta. Chiar niciodată n-am... Nu mai știu dacă am împins vreodată pe cineva. Oare merita? Ideea este că... Nu. N-am fost niciodată de acord să dai într-o femeie, n-am fost niciodată de acord să... Practic, nu sunt de acord să văd o femeie că plânge. Nu-mi place. Sincer. Cât despre soția mea, ea este o perfecțiune. Așa încât avem un fel să ne înțelegem extraordinar. Și într-adevăr, într-un spectacol am spus că personajul pe care îl interpreta, am spus că cum să dai într-o femeie? Tu, bărbat, dai într-o femeie. Există femei pe care le poți tocmi să dea într-o femeie. Violența, în general, nu este bună. Și spun din nou, vorbești despre pace, ai în sufletul tău pace. Vorbești despre război, ai în sufletul tău război și nu ești niciodată liniștit și mulțumit. Până la urmă, relația între noi bărbații și femeile este o relație de armonie. Dacă vrei să fie armonie, e armonie. Altfel, nu se poate. Dacă nu ai capacitatea de a accepta. Complet. Mulțumesc. Eu mulțumesc. Ați încercat să vă țineți viața personală departe de ochii presei. Despre prima noastră soție nu se știe nimic. În schimb, despărțirea de cea de-a doua soție a ținut primele pagini ale tabloidelor. Cântăreața v-a acuzat că nu i-ați permis să-și urmeze cariera și chiar ați făcut tot posibilul ca ea să nu participe la festivalul Cerbul de Aur. Dumneavoastră ați replicat așa: ea nu a avut o carieră nici înainte de a se căsători cu mine, dar nici după divorț. Presa a notat însă că este o solistă apreciată în Canada, a cântat în deschiderea concertelor unor artiști ca Natalie Cole sau Olivia Newton-John, a apărut în reclama unei motociclete de lux bătută în cristale Swarovski, iar în 2018 a lansat o carte despre alimentația corectă. Vreau să știu dacă în cap două vedete sub acoperișul dumneavoastră. Urmează întrebarea. Sunteți ranchiunos? Mi. Mi-ați dat foarte multe informații despre care eu n-am idee. Toate sunt în presă. Am înțeles. Adică sunt presate. Sigur că momentul în care bănuiesc că Denise Rifai a avut și ea un prieten la un moment dat cu care nu mai e, dar îl ține minte și despre ăla are, și na, vrea să-și readucă aminte despre prietenul ei. Nu știu, bănuiesc că dacă nu mai ești cu cineva, nu mai ești cu cineva. Nu, n-am acționat asupra nimănui să nu apară la Cerbul de Aur sau, din potrivă, am făcut o mulțime de lucruri ca să apară pe televiziuni. Acum este o problemă și problema aia se numește așa. La noi, la artiști, ați întrebat de dacă în cap două vedete. Acum depinde ce înțelegeți prin vedete, că toți suntem vedete. V-am și spus, suntem acum online cu toții. Sunt oameni care au devenit influenceri. Că așa a fost să fie. Nu cred că cine se crede vedetă este și vedetă. Da, pot trăi două persoane care se înțeleg, care pot trăi sub același acoperiș, cunoscuți, foarte cunoscuți fiind. Nu mă interesează să vorbesc pe cineva de rău dacă nu știu despre ce este vorba. Și chiar nu știu despre ce este vorba. Nu, chiar nu știu. Sunteți ranchiunos? Ranchiunos. Eu nu știu cum aș putea să traduc cuvântul ăsta, ranchiunos. Nu. Îmi trece repede supărarea. Nu. Bine. Mulțumesc. Nu sunt. Mergem cu o întrebare roșie. Pe scenă ați primit ropote de aplauze jucând roluri de bețiv, însă în viața reală ați renunțat de mai bine 20 de ani să consumați alcool. Mai mult, de 2 ani ați eliminat din alimentația dumneavoastră și zahărul, deși până în momentul în care ați luat această decizie, desertul nu vă lipsea la niciuna dintre mesele zilei.
Invitat anul acesta la un podcast, ați vorbit despre beneficiile detoxifierii organismului și ați afirmat că duceți un stil de viață sănătos și că sunteți adeptul regimului alcalin, care presupune eliminarea din alimentație a produselor de origine animală și a celor procesate. Urmează întrebarea roșie. Ce a mai rămas toxic în viața dumneavoastră? Myself. Nu. O să vă spun ceva ce o să, care o să rămâneți extraordinar de uimiți. Dragii mei. Pot să vorbesc dragii mei sau vorbesc direct? Așa. Nimic nu există toxic în viața nimănui. Nimic. Totul aparține întregului. Dacă vreți să dați vina pe cineva și nu pe cine, care și aia mi se pare o prostie, să dai vina pe tine, de ce? Simți nevoia să fii mereu vinovat? Simți mereu să fii într-un proces permanent? Cât e de lungă viața? Atât cât e. Trăiește-o, bucură-te de ea, învață în viață să te bucuri de ea. Nimeni nu te învață. Regimul alcalin nu este un regim de... din care scoți carnea. Nu, este un regim de, în care combini, există o combinație pe care trebuie să o înveți. Să nu combini fructe cu legumele, să mănânci cartofii ăștia, să, cu carnea dacă mănânci, ce trebuie să aibă. E vorba foarte mult despre salate. E un regim care te și luminează. E adevărat că lucrez în secret la o platformă de sănătate. E adevărat. Și citesc mult, mă documentez, numai că trebuie să stau să-l pun toate astea la punct. Am auzit foarte mult despre această situație cu toxic, ce e toxic, ce... Deci, ești toxic pentru mine, ești... Nimeni nu este toxic pentru nimeni. În fața ta este o ființă umană. Cât de mult permiți acelei ființe umane să intre în tine, este treaba ta. Dacă vine unul cu bocanci, cu noroi și intră în casă până în capăt, asta e. Puteai să-l oprești la ușă și n-avea urme de noroi până în ultima cameră. Vă mulțumesc frumos! Eu, dumneavoastră. Mergem mai departe. Sunteți de părere că ați fost predestinat comediei. Vă citez. M-am născut așa. Recunosc, sunt momente când mi-am dorit să scap de chestia asta, dar nu pot. În 2010 v-ați anunțat retragerea artistică. Întrebat care este motivul, ați mărturisit că nu vă mai găseați locul. Ulterior ați revenit asupra deciziei și ați urcat din nou pe scenă. Întrebat de ce v-ați răzgândit, ați răspuns la fel de sincer. Nu știu. Ceea ce știți este că râsul trebuie promovat pentru că sunteți convins de puterea lui vindecătoare. Aduceți ca argument o întâlnire emoționantă pe care ați avut-o cu un admirator care v-a spus așa. M-am hotărât să mă sinucid, dar înainte să o fac, am pus caseta cu dumneata. Am râs și am uitat. Vreau să știu cine vă ajută pe dumneavoastră când sunteți la pământ. Urmează întrebarea. Cine vă face să râdeți? Universul. Universul este plin de momente de veselie, de râs. Dumnezeu râde. Retragerea pe care eu am avut atunci a fost un protest, de fapt. Asta a fost, până la urmă, ideea. Mi-aduc aminte că cineva, înainte de situația asta, s-a aruncat de la balcon undeva în Parlament, dacă nu mă înșel. Nu știu dacă mai țineți minte. Un jurnalist, parcă. Și au fost niște proteste. O doamnă a făcut foamete. Și atunci am spus, trebuie să am și eu o formă de protest. Și forma mea de protest este să renunț la comedie în momentul ăsta. Și voi marca societatea. Ce societate? Nimănui nu-i pasă de nimic. Trăim într-o vreme în care nimănui nu-i pasă de nimic. Am burta plină? Da. Am băut? Da. Am bănuț? Da. Asta mă interesează. Cardul să trage? Atunci, ce grijă mai am? Da. Până la urmă, discuția asta despre spiritualitate este o treabă care ar trebui pe multă lume să frământe. A devenit o modă spiritualitatea. Cine vă ajută pe dumneavoastră când sunteți la pământ? Spiritualitatea.
încerc să mă ridic. Îmi spun mereu, cine ești tu? Ești buricul Universului? Există în jurul nostru ce? Foarte multă energie. Foarte multă energie pe care putem să o luăm, că e la îndemână. Ia-o, bag-o în tine, să fii vesel. Bine dispune-te. În spectacolul pe 22 noiembrie de la Sala Palatului s-a auzit, de fapt, și rețeta care, cum să devii vesel prin tine însuți. Bine, mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Roșie, roșie. Apropo de acest spectacol de la Sala Palatului. În ciuda faptului că v-ați dorit o carieră peste hotare și v-ați stabilit în Canada, nu ați rupt legătura cu publicul din România și v-ați întors de două ori pe an pentru a susține spectacole aici. Presa a notat însă că reprezentațiile nu au mai atins succesul de altă dată și că dumneavoastră, omul care la începutul anilor 90 umplea Sala Palatului, ați fost nevoit să vă mutați show-ul în săli mai mici sau în cluburi. Au existat inclusiv voci care au susținut că umorul dumneavoastră ar fi perimat. În 2021 spuneați că încercați să țineți pasul cu preferințele spectatorilor. Vă citez. Lucrez la un nou stil de comedie cu altă încărcătură, mai aproape de ceea ce ar vrea omul să se întâmple. Mie nu-mi place umorul ăsta, satira. E ca și când ai da cu mâncarea pe covor înainte să o bagi în gură. Mie îmi place umorul bine făcut, cu inteligență. Urmează întrebarea roșie. Mai poate Dor Octavian Dumitru să umple Sala Palatului? Asta trebuie să spuneți după ce o să veniți la un spectacol la Sala Palatului. 22 noiembrie, ora 19. Există o treabă foarte interesantă aici. Nu e o întrebare. Încerc eu să mă gândesc. Odată terminată școala AS, a fost mai puțin contabilă Denise Rifai sau mai mult contabilă? Odată schimbate niște ecuații, contabilitatea este mai contabilă sau este mai puțin contabilă? Umorul rămâne în comedian? Lumea este cea care încurajează venirea? Produsele se vând pentru că lumea le cumpără? Sau stau pur și simplu și se autodistrug în momentul în care nu mai sunt cumpărate? Nu. Produsul se perimează. E perimăcios. Dacă lumea vrea să vină, vine. Dacă nu vrea să vină, nu vine. Cel care vorbește despre ceva care nu știe, eu ce pot să spun? M-a ajutat foarte... Marea bucurie a mea a fost atunci când mi-am dat seama a fost o bucurie când mi-am dat seama că de fapt vine și lume puțină, că poate lume multă te face să nu te mai simți, să nu mai înțelegi cine ești cu adevărat. Poate lumea puțină, nu sărăcia, că spui e lume puțină sărăcie, nu, lumea puțină te ajută să te recalibrezi, să te reașezi, dar umorul există la săli mari, la săli mici și la foarte, foarte, foarte puțin. Mulțumesc. Continuăm. Sunteți de părere că manelele se bucură de o mare popularitate tocmai pentru că redau situații simple cu care oricine s-ar putea confrunta în viața reală. Cu umorul caracteristic ați spus așa. În manele totul este simplu. Mama mea a stat la pat, tatăl meu a venit acasă beat, fratele meu cel mare e la pușcărie. Vorbind pe un ton serios, v-ați arătat însă îngrijorat de amploarea fenomenului. Vă citez. Se iau non-valori de pe stradă și sunt transformate în vedete. Românii au adoptat manelele și manelismul. În loc să civilizăm noi o etnie care ne strică imaginea în lume, i-am preluat noi obiceiurile. La noi, valoare înseamnă să ai mașină tare, gagică tare și mulți bani. Urmează întrebarea. Ce valoare are Dor Octavian Dumitru? În primul rând, vă fac o corectură. Eu am un mare respect față de etnia de care ați spus că niciodată nu mi s-a întâmplat să spun că ne fac de râs în lume. Niciodată. Că vreo câțiva dintre ei
Eu am crescut, mi-aduc aminte când eram mic la Bacău, eram pe acea scară cu o familie extraordinar de serioasă, cu copii care știau de treabă, erau... Și am cunoscut mulți la viața mea. Am avut prieteni foarte, foarte buni pe Marin Petrache Pechea și pe mulți. Sunt foarte talentați, sunt muzicieni de excepție. Sunt... Când m-am referit la manele, m-am referit la faptul că au un limbaj de cartier, care folosit de lumea de cartier, foarte facil. Și atunci, atâta timp cât nu vorbești despre lucrurile astea abstracte, lucruri mari, dragostea mea plutește peste tine, te învăluie. Asta e o prostie. Ăla vine și spune, te iubesc de fac pe mine. Și atunci, așa simte omul. Să simte că o iubesc, nu? E categoric datorită slabe rezistențe pe care noi o am avut-o ca și popor, ne-au cucerit cultura noastră, ca să spun așa, muzicală. Dar, între timp, maneaua s-a impus și s-a și definit, ceea ce e foarte, foarte interesant. Ce valoare are Dor Octavian Dumitru? E foarte greu să spun. Am o oarecare valoare ca și ființă umană, dar valoarea mea este, din nou, undeva neant în univers. Mulțumesc. Mergem mai departe. Chiar și când vorbiți serios despre mediul politic de la noi, o faceți tot în stilul dumneavoastră caracteristic. În timp ce considerați politica o pițipoancă, guvernanții sunt, vă citez, niște oameni pe care i-am ales și îi avem acolo ca să ne uităm la ei și să avem de cine să ne ferim. Cu toate acestea, ați avut cuvinte de apreciere pentru Viorica Dăncilă, fosta șefa guvernului, care v-a lăsat impresia unei femei muncitoare și serioase, dar și pentru actualul președinte, Klaus Iohannis, pe care ați mărturisit că îl apreciați pentru profesionalism. În același timp despre români ați spus așa, noi avem o mulțumire în nemulțumire. Mai țineți minte cum era Băsescu? Toți îl înjurau. Apoi au început să laude, le părea rău. Anul viitor în România vom avea toate cele patru tipuri de alegeri. Urmează întrebarea. Cu cine votați? Categoric, ca să răspund aici, trebuie să... E o discuție vastă, care... Și foarte concretă. Adevărat. Dar concretul are nevoie de detalii. Și atunci, ca să poți să explici ceva, trebuie să intri în detalii. Ca să poți să o explici pe Denis Rifai, trebuie să o iei de la primul fir din Breton, între sprincene, până la pantofi. Tocul de la pantofi. Cu cine votez? Aici e foarte, foarte greu de răspuns, pentru că, în ce mă privește pe mine, datorită faptului că informațiile nu ajung corect la oameni și sunt oarecum promovate de reclamă. Reclama e banul. În lume s-au văzut oameni cu mulți bani, cu cei mai mulți bani, care au ieșit conducătorii statelor respective. E bine, e rău, după părerea mea, foarte rău. Când lași banul să intervină, aș vota cu cineva simplu. Sau cum spun în spectacol, aș vota cu un președinte care să aibă 90 de ani. Și să facă așa, când vine să vorbească mulțimilor și copiii să întrebe. Tate, de ce faci așa? Pentru că vrea să ne vadă pe toți. E complicat să... În mintea mea, e complicat să votez. Că nu știu cu cine să votez. Votez la mine în țară, votez în altă parte. Ce anume? Categoric avem oameni buni. În politică, da, sunt oameni buni. Nu sunt promovați. Cine vrea să iasă președinte? Cineva ambițios. Nu știu dacă a spus că l-admir pe Iohannis. E președintele țării, îl respect așa cum respect pe toți oamenii politici. Acum, dacă nu o să am cu cine să votez, nu o să votez. Bine. Am notat, mulțumesc. Mergem cu ultima întrebare și va fi o întrebare roșie. Ultima roșie. Mi-ar plăcea să mă încui într-o cameră și să citesc mult. Cărțile, nu te mint, vor doar să fie
citite. Asta a spus că ați face dacă v-ați retrage definitiv de pe scenă. Mai mult, în 1997 ați anunțat că ați început să lucrați la o carte despre psihologia sufletului. De atunci au trecut mai bine de 25 de ani și nu am mai auzit nimic despre această aventură literară, semn că poate psihologia sufletului vă dă mari bătăi de cap. Nu și cunoașterea de sine. Având în vedere că în 2013 ați susținut mai multe conferințe cu tema Cunoaște-te pe tine însuți. Vă citesc. Când începi să te cunoști pe tine, atunci de-abia începi să îi cunoști și pe cei din jurul tău. Este un proces de schimbare a multor învățături pe care ți le-au turnat cu pâlnia educației părinții și profesorii. Apoi este un drum de studiu. Pășești tot mai mult pe un teren nou. Cunoaștere. Urmează întrebarea roșie. Ați aflat cine sunteți? Da. Am aflat. Am aflat că sunt ceva mic, 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 mic. Sunt un grăunte care face parte dintr-o mare plajă. Pe semne că și pe mine m-au călcat plajiștii ca să vină la plajă să se bucure de soare. Adevărat, cunoașterea e foarte importantă și este lovită în fiecare zi de informațiile astea care vin din toate părțile. Încă o dată mai spun ce am spus mai înainte despre filtrele pe care nu le avem, pe care nu le-am pregătit, nu am lucrat la ele, filtrele care să filtreze informațiile, filtrele care să ne ajute la cunoaștere. Da, cartea aceea e în lucru, e adevărat. N-am avut curajul să o scot, pentru că am avut o chestie de mic și încă o am continuu. Am impresia că ceea ce fac trebuie să aibă foarte multă responsabilitate și din cauza asta foarte multe lucruri m-au făcut să mă opresc, să nu merg mai departe sau și când sunt pe scenă, simt nevoia să fiu responsabil, să nu spun orice, să nu pentru că cel mai ușor este să-ți mintești pe cineva. Și oamenii oricum sunt rătăciți. Și dacă sunt rătăciți, tu ce faci? Vii că ai niște cunoștințe și ai niște și atunci te joci cu mintea lor și cu o mulțime de lucruri pe care ei le au datorită faptului că sunt vulnerabili. Sunt un vulnerabil și sunt un om simplu care dorește să vadă în jurul lui bună dispoziție, care mă bucură foarte tare. Și asta mă face să mă simt puternic. Mulțumesc! Eu mulțumesc! Acestea au fost cele 40 de întrebări. Cei care ne urmăresc acum văd în micile ecrane un tabel. Ați răspuns tuturor întrebărilor mele, dar nu ne-a mai rămas nici măcar un minut la dispoziție. Așa că o să merg direct cu evaluarea mea. Aș spune așa, a fost un interviu excepțional din punctul meu de vedere. Face și mi-ați făcut o mare onoare că ați venit aici, la noi, la 40 de întrebări. Ați spus de la început că sunteți doi. Eu nu aș ști cine este sau care este Doru și cine sau care este Octavian. Știu însă că am identificat două părți ale dumneavoastră. Pe de o parte, un om serios, un om profund, un bun profesionist, un om foarte muncitor, un om modest și deschis. Și pe de altă parte, sunteți umor în stare pură, așa, într-o formă inteligentă și fină. Și aș mai spune ceva, apropo de cine este Dod, este un om care s-a conturat în acest interviu prin foarte multe vorbe spuse cu tâlc. Toți cei care ne-au urmărit în această seară și au vrut să vă cunoască cine sunteți cu adevărat, vor înțelege fiecare în parte dacă vor ști să descifreze multe din vorbele cu târg pe care dumneavoastră ni le-ați spus în această seară. O onoare, o bucurie. Mulțumesc, Doru Octavian Dumitru. Mulțumesc, Denis Rifai. Mulțumesc. Mulțumesc. Dragi respiratori, am ajuns la finalul emisiunii 40 de întrebări. Săptămâna viitoare vom fi din nou în fața dumneavoastră cu un nou invitat și cu noi întrebări. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!